har și El îți vorbește pentru că vrea ca să te pocăiești astăzi, să crezi în Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu ne vorbește prin conștiință. Când faci câte un păcat sau când faci un lucru rău, îți zice conștiința, n-ai făcut bine. Nu este bine că ai furat. Nu este bine că ai jignit. Nu este bine că l-ai vorbit de rău. Este glasul conștiinței. Dar Dumnezeu ne mai vorbește și prin natură. Dumnezeu ne mai vorbește și prin Sfânta Carte, Cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe pe cine? Pe mine și pe dumneata. Poate vei zice, eu sunt prea mic. Lăsați copilașii, spunea Domnul Hristos, să vină la mine și nu-i opriți. În Împărăția lui Dumnezeu sunt invitați toți, fie copii, fie tineri, fie oameni în vârstă. Și dacă vrei să afli mai multe detalii despre felul în care Dumnezeu vrea să trăiești această viață care am înțeles că trăim o singură dată pe pământul acesta. Vrei mai multe detalii? Citește Cuvântul lui Dumnezeu. Vrei să găsești pacea? Pacea o găsești doar la Domnul Hristos. Vrei să găsești iertarea de păcate, viața veșnică, doar la Domnul Iisus Hristos. Adevărata pace, speranță, vindecare, eliberare și putere de a trăi o viață în prezența slavei lui Dumnezeu, o găsim doar în Cuvântul lui Dumnezeu, la Domnul Iisus Hristos. Și atunci când vii la Dumnezeu, se întâmplă minunea. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este acela care intră în inima ta. Te iartă, te spală, te curățește și nu numai atât. Și pune ceva în dumneata. Duhul Său, Duhul lui Dumnezeu. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului Evangheliei Mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt, care este arbura moștenirii voastre. Așa spune cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Vrei să ai Duhul lui Dumnezeu? Primește-L pe Domnul Hristos. Vrei să fii un copil al lui Dumnezeu? Trebuie să faci ceea ce am cântat. Să te pocăiești. Este singura cale de a ajunge la Dumnezeu. Păcatul a fost acela care a făcut un zid de despărțire între noi și Creatorul nostru. Între noi și Dumnezeu. Ar vrea să te întreb în această zi. Mai ai păcat? Deci vorbesc cu dumneata. Întreabă-te singuri. Aici este prezent Domnul Hristos. Aici, în locul acesta, este prezent Duhul lui Dumnezeu. Aici, în acest loc, în acest binecuvântat, este locul binecuvântat unde spune Scriptura că aici dă Dumnezeu binecuvântarea și viața pentru veșnicie. Și Dumnezeu astăzi vrea să-ți dea iertarea de păcate. Fie că ești copil, tânăr sau tânără, fie că ești om mai în vârstă sau mai bătrân, Dumnezeu astăzi vrea să-ți dea iertarea de păcate. Vrea să te elibereze și vrea să spună că te iubește atât de mult că pentru dumneata a ales să plătească un preț. Prețul acesta a fost Domnul Hristos răstignit. Fiul Său la Golgota răstignit între cer și pământ. Dumnezeu Tatăl l-a părăsit. De ce? L-a părăsit pentru dumneata. L-a părăsit pentru mine și pentru dumneata. Ca dumneata astăzi să poți să spui, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai mai dat o zi. Puteam să fi fost mort. Ieri am fost la o mormântare la un frate de-al nostru. A fost zile trecute la adunare. El l-a mormântat. Aseară a murit și soția. Ce se întâmplă? Moartea nu te întreabă. Nu te întreabă că ești tânăr. Că ești tânără. Nu te întreabă, ci moartea vine și are de luat și pleacă. Întrebarea mea vine pentru dumneata care astăzi ești aici. Pentru dumneata care vii în locul acesta, poate fiecare zi. Și Dumnezeu să te binecuvinteze pentru că vii în locul acesta. Dar nu este suficient. Pentru dumneata care încă nu te-ai pocăit. Care încă nu ai o naștere din nou. Care încă nu ai pe Domnul Hristos în inimă. Îl ai pe Domnul Hristos pe buze. Scriptura spune, poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar cu inima este departe de mine. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. N-ai vrea dumneata astăzi care ești încă în viață. Acum se poate pentru că ești în viață. Te poți împăca cu Dumnezeu. Poți să-L primești pe Domnul Hristos ca Mântuitor. De ce?
pentru că astăzi Evanghelia îți vorbește. Duhul lui Dumnezeu te cercetează. Dumnezeu te iubește și vrea ca să-L primești pe Fiul Său în inima dumitale. Acum este o zi de har. Mâine. Mai știe cineva dacă mai este în viață? N-am făcut contract cu cerul. N-am făcut contract cu Dumnezeu să vedem dacă mai suntem în viață. Dar ceea ce putem să facem astăzi, putem să facem contract cu Domnul Hristos, să încheiem un legământ. Legământul cel nou care este făcut prin sângele Domnului Hristos. Poți să închei astăzi un legământ. Nu ești obligat. Nu ești forțat. Ești liber să alegi. Mă auzi? Ești liber să alegi. Dar fii foarte atent ce spun acum. Depinde de ceea ce vei alege acum. Poți mâine să fii cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu. Poți să fii în raiul lui Dumnezeu unde te vei bucura. Unde va fi o fericire eternă. Bucurie. În prezența slavei Mielului. A Domnului Hristos. A Sfinților Apostoli. A fraților noștri. A părinților noștri. Care l-au primit pe Domnul Hristos ca Mântuitor. Și care au devenit copii al lui Dumnezeu. Ce se întâmplă? Așa cum am spus, toți am păcătuit. Toți suntem păcătoși. Toți suntem vinovați. Toți am călcat legea lui Dumnezeu. Porunca lui Dumnezeu. Inclusiv dumneata. Inclusiv tu care ești copil. Ai fost neascultător de părinți. Inclusiv tu te-ai certat cu surioara ta, cu fratele tău. Inclusiv tu ai mințit. Ai vorbit de rău. Când te-a întrebat mama de un lucru care l-ai stricat tu, cine l-a stricat? Surioara? Sau fratele? Este păcat. Inclusiv tu ai nevoie de Domnul Iisus Hristos. Aceasta arată că se împlinește cuvântul care spune toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Aș vrea să pun o întrebare. Cine îl învață pe un copil care este născut, care are câteva luni de zile și care îi dă o jucărie și când o iei, începe să facă gălăgie? Cine îl învață pe el să fie răutăcios? Este vorba că natura noastră este păcătoasă. Psalmistul spunea, în păcat m-a zămislit mama mea. Avem o natură păcătoasă. Prin păcat a intrat moartea. De aceea Dumnezeu care ne iubea, fiindcă Dumnezeu, atenție, ne-a creat fără păcat. Noi am păcătuit. Noi am făcut ce este rău și stricat înaintea lui Dumnezeu. Noi ne-am depărtat de Dumnezeu. Noi am călcat porunca lui Dumnezeu. Noi am fost neascultători și nesupuși cuvântului Sfânt. Dumnezeu, fiindcă ne iubea, a vrut să comunice cu noi. Și vrea să comunice astăzi cu tine, ca de la om la om. Și spune, dragule, eu pentru tine am făcut totul. Dumneata, ca să poți să fii iertat, trebuie doar să vii să-L primești pe Fiul meu. Trebuie doar să crezi în Domnul Hristos. Așa cum spune în Ioan, capitolul 3, versetul 36. Și vei scăpa de judecată. Spune cuvântul, mă gândesc că s-ar fi gândit, cum putea Dumnezeu să ne dovedească nouă că ne iubește? Scriptura spune, dar Dumnezeu care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți, l-a trimis pe Domnul Hristos. Ca noi să fim astăzi iertați. Trebuie să înțelegem că pentru iertarea mea, pentru iertarea ta, pentru iertarea dumneavoastră, s-a plătit un preț. Noi am călcat voia lui Dumnezeu. Tu ai călcat voia lui Dumnezeu. Ce se întâmplă? Când calci o lege de circulație, de exemplu, când treci pe roșu și te-a văzut poliția, te vede, te oprește și te amendează. Când calci o lege care lumea aceasta a dat-o, când calci și te-a prins că ai furat, ce se întâmplă? Ești chemat în instanță la judecată. Tot așa este și cu noi. Noi am călcat porunca lui Dumnezeu. Noi am călcat ceea ce Dumnezeu a spus să nu mâncați. Să nu faceți. Așa cum vi se spune și astăzi. Copilule, fii cu minte și ascultător. Ascultă de părinții tăi. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Așa cum ți se spune astăzi. Să nu furi. Să nu vorbești de rău. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Și noi le călcăm. Și noi dovedim încă o dată. Nu că Adam și Eva au păcătuit, ci că eu și tu am păcătuit. Și prin păcat, astfel, a venit moartea fizică și moartea față de Dumnezeu. Dumnezeu vine astăzi cu vestea bună. Că indiferent ce ai făcut, indiferent ce păcate ai făcut, există salvare. Și Domnul Hristos, vestea este aceasta.
A venit la ei săi, Domnul Hristos, dar ei săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al Lui Dumnezeu. Ești copilul Lui Dumnezeu astăzi declarat dacă îl primești pe Domnul Hristos ca Mântuitor. Astăzi Dumnezeu dă decret și spune, fiul meu, fiica mea, s-a pocăit și a mărturisit păcatele. I-a părut rău pentru că a mințit, pentru că a trăit departe de Dumnezeu. Astăzi Dumnezeu, dacă te pocăiești și te întorci la Dumnezeu, Dumnezeu declară că ești copilul Său. Și nu mai mergi și la judecată. De ce? Pentru că ai trecut din moarte la viață, pentru că l-ai primit pe Domnul Hristos.